Românii vor plăti taxe și impozite mai mari. De anul viitor se schimbă modul de calcul al acestora. Guvernul pregătește taxele pentru anul viitor. Executivul așteaptă ca Banca Mondială să stabilească pragul de la care va crește impozitul pentru case și terenuri. Planul este ca cel mai mult să plătească românii care au în proprietate case și terenuri scumpe. Se preconizează faptul că 10% dintre români vor fi afectați de aceste majorări ale taxelor și impozitelor. Diferența majoră în felul în care se vor calcula impozitele pe locuință constă în faptul că proprietarii trebuie să plătească o taxă în funcție de valoarea de piață a imobilului, în loc de criteriul suprafeței, așa cum este cazul în prezent. România colectează din proprietăți doar 0,4% din totalul taxelor. În Uniunea Europeană, media este de 2,7%. În prezent, în țara noastră, se aplică o cotă între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.